Bună dimineața! Bine v-am regăsit într-un nou vlog. Am o voce foarte răgușită. Acum m-am trezit, numai ce m-am spălat pe față și mi-am făcut cafeluța. Astăzi este luni și începem și continuăm dieta daneză, ziua 4. De la bun început vreau să vă spun așa câteva cuvinte. Dacă sunteți interesați să vă uitați la vlog, faceți-o în continuare. Dacă vă place de mine, faceți-o în continuare și dați și un like. Iar dacă nu sunteți pe cealaltă parte, v-aș invita să ieșiți după canalul meu. Și cu asta am spus tot. Ceva mă ține la gât. Bun. Continuăm cu ziua 4, ieri, după cum ați văzut și în vlog. A fost ziua mea, am fost plecat de acasă, mi-am făcut toate poftele, m-am urcat pe cântar, se vede chiar un pic, nu mult. Bine, nu am exagerat cu nimic. Eu acum sper în continuare să mă pot ține de treabă, câte zile o să pot. Astăzi avem multă treabă și soțul acasă, avem multă treabă de rezolvat în oraș, așa că probabil vă voi filma doar mesele și cam atât. Și apropo, dacă nu ați văzut vlogul, am primit o super cănuță de la soțul meu. Pune cafeaua acasă. Nu știu de ce. Mie doar acasă îmi place cafeaua. E cea mai bună. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje, pentru urări. Și mă scuzați din suflet, deci am messengerul plin de mesaje, dar nu am apucat să vă răspund. Am răspuns așa, printre ele pe Facebook, dar efectiv cu o inimioară sau cu ceva, nu am apucat și vă rog frumos să mă înțelegeți că sunt foarte, foarte multe. Dar în mare parte am văzut cine mi-a urat la mulți ani și apreciez foarte mult și vă sunt foarte recunoscătoare. No, bun, astăzi la ziua 4 de daneză avem cafeluță, o felie de pâine prăjită. Și aici am telefonul celălalt, că nu știu prea de dimineață să țin minte ce mănânc eu azi. Opa, unde am intrat? Ziua 4. Deci avem așa. O ceașcă cu cafea și o felie de pâine prăjită. La masa de prânz vom consuma 200 de ml de suc de portocale și un iaurt natural. Iar la masa de seară vom avea un ou fiert, un morcov ras și 250 de grame de brânză de vaci. Cred că mai am în congelator, trebuie să-mi scot. Iar dacă nu, îmi voi cumpăra. Deci cam astea sunt mesele mele. Știu că astăzi o să fie super, super bine pentru că am treabă și nu o să-mi stea gândul mintea acolo la mâncărică. Na bun. Astea fiind spuse, mă duc repede și prăjesc o felie de pâine. Da, cred că mai stau, e numai ora 7 și un sfert și nu mi-e foame. Probabil că mănânc la 9. De aceea am. Acum mă pun repede să-mi ud florile, că mi s-au uscat, mai ales mușcatele, trebuie să le tau florile alea uscate. Și plântuțele mi s-au dubit un pic, dar ne ocupăm noi și de ele. Nu văd. Hai, rămâneți aici să vedeți ce mănânc. V-am pupat. Îi ora 8:30 și mă pun să-mi prăjez niște pâine. O să mănânc o felie, dar prăjez și pentru soțul și Alesia. Și aici e și Alesia. Stai până vine tata. Da, tu coci.
imediat mergem să facem câte un dușuleț. Și la Alesia și plecăm de acasă. Mai fac încă două. Să mănânce și ei. Ce nu pot? No, la, îl bei așa, mama? Ridică. Ridică un pic sticla. No, ai băut? Vezi? No, bun. Voi mânca o feliuță din asta de pâinică. Și până la ora 1-1 jumate, cam atâta. Și și-am făcut acum. Măsura felinile de pâine care sunt mai mari. Ai băut, mama? No, bine. Eu mi-am udat florile, mi-am curățat mușcatele. Acum nu mai au așa multe flori. Dar îs frumoase. No, pasta o mănânc până la urmă. Chiar... Ce faci? Mănânc și tu? Ce bun e, crocant! Vrei și tu? Ești mamari? Ești mare, da. Da, eu sunt mamică. Și tu ești, uite, să vede părul tău aici. Bun. Nu mă vede. No, du-te la tati să vină să mănânce pâine prăjită. Gata cu ea. Lui două, la Alesia una. Și gata cu pâinea pastă. Nu mai dau nici lui să mănânce pâine. Da, a venit și ora prânzului. Mi-a stors portocale. Am un pahar de suc de portocale și iaurțel. Bineînțeles că sucul l-am împărțit cu Alesia. Astăzi a fost, să știți, o zi foarte, foarte grea. După care... m-am pus și am curățit legumele să fac o ciorbă pentru soțul și Alesia. Vreau să spun că mi-a ieșit o super supă. Ciorbă cu carne de porc am făcut. Tare aș fi vrut să mănânc și eu un bol, dar asta e. A început să plâng. De la ceapă. Da, bun. Aici am. Eu am mâncat prânzul, acum e ora 3, mă pun să fac o ciorbică cu cărniță de porc. Am pus aici carnea la fiert deja și aici am curățat legumele. Ce am aici? Morcov, păstârnac, țelină, ceapă. Voi mai adăuga mazăre, mai am cartof și probabil că voi face și câteva găluște. Și cărniță de porc. Și o voi face cu suc de roșii. No, bun, am fost și noi în oraș, ne-am rezolvat problemele, am rezolvat colecția cu grădinița. Acum stau liniștită până la toamnă. Am prins un pic de la ceapă. Mă pun să fac ciorbica asta. Am uitat să-mi scot brânză de vacă. Acum mă duc să scot. Nu știu ce mai fac azi. A fost stresată de dimineață, până a rezolvat totul. Acum e ok, mă mai relaxez. Da, am ieșit prin oraș, am avut treburi de rezolvat pe la Dedeman și da, cam așa o trecut ziua noastră tot prin oraș, treburi de rezolvat. Dar ce să facem? Am fost plecați prin oraș până seara târziu, cred că e vreo ora 10-11. Aici mi-am pregătit cina, brânză de vaci și un morcov ras și fierb un ou. Și hai să vă arat cum se prezintă și ciorbica. Ia, mie să știți că tare mi poftă pe un bol de ciorbă. Nu am mai mâncat de mult. Aștept să se fiarbă ouă. Astăzi a fost o zi destul de grea din punct de vedere al dietei. Cred că e cea mai grea zi până acum. Mi s-a părut cea mai grea zi. Uitați cât e ora, aproape 11 și cred că și de aia, de ce nu am mâncat eu mai repede, la 6-7. Dar nu, asta e, avem și probleme de rezolvat.
No, bun, dragilor, vă las, vă pup și aveți grijă de voi și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!